S-a terminat bacul, a venit de adevărat la vacanță, spun absolvenții de liceu care astăzi la prânz au fugit spre gării cu o destinație sigură în minte, Vama Veche. Cristi Cosmaciuc, reporter Focus, îi așteaptă pe o vreme ce e drept un pic mai rea astăzi în gara Mangalia, căci ce contează un pic de ploaie când s-a terminat liceul, nu-i așa? Bună seara, Cristi! Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Așa este, iată că aici în gara din Mangalia ajung trenuri cam o dată la jumătate de oră, iar din ultimele care au ajuns am observat că au coborât deja o mulțime de tineri. Odată ce cobor din tren, aceștia am observat că iau fie taxiurile, fie aleg varianta mai ieftină și anume să urce în transportul public. Iar atunci când ajung în vamă, pot găsi cazare la toate prețurile. Vorbim despre pensiuni de 3 stele, unde o noapte de cazare poate costa 100-150 de euro, dar există și varianta nu așa mult mai ieftină, și anume dormitul la cort. Am aflat și faptul că terasele și restaurantele și cluburile s-au pregătit temeinic și sunt pregătiți și angajații care lucrează acolo pentru nopți mai lungi, cu un volum mai mare de muncă. Iar legat de acest aspect al angajaților, există și o realitate mai puțin pozitivă aici pe litoral. Vorbim despre faptul că unitățile de cazare, restaurantele, cluburile duc o puternică lipsă de personal pe care încearcă să o combată cu muncitori aduși din Asia. Cu o parte dintre acești tineri veniți de la mii de kilometri distanță, am vorbit și eu astăzi, iar poveștile lor le puteți afla în materialul următor. Viran iese din Sri Lanka, iar sărăcia din țara sa l-a trimis pe alte meleaguri să-și câștige traiul. De 2 ani în România, camerist într-un hotel pe litoral și muncește din greu să-și întrețină familia. I come to in Romania is work. My country is not good now. 7 day I cry, but you know my mother and sister. Muncitorii asiatici câștigă la noi cam 3.000 de lei lunar, însă au cazarea și mesele asigurate. Astfel, sumele trimise acasă, chiar dacă par mici pentru noi, au valoare de 10 de ori mai mare în mâinile părinților și fraților din Sri Lanka. It's more than enough. Then I will get job in Sri Lanka. Little bit is not enough, too much is not enough. But here is too much. It's enough more than. I know how to do welcome, bună ziua, bună dimineața, and la revedere. So thanks. Mulțumesc. Mersi mult. E tu plăcere. Talaie கொஞ்சம் வரிய எழு சொல்றேன். நான் சி talaie கொஞ்சம் வரிய எழு சொல்றேன் முதல்ல. வேற. நீ talaie கொஞ்சம் வரிய எழு முதல்ல சொல்றேன். Vele. Colegii și patronul îi apreciază enorm. Sunt liniștiți, cuminți și muncesc fără oprire. S-au acomodat în România și și-au făcut prieteni și încearcă să profite la maximum de timpul liber. My working start 7:30 morning. After 4:30 is finished. After we are enjoying outside. I have many club and shops and think about the clubs, the parties here. Yeah, very good and lovely people in here. Very good. Viran și Dashin sunt doi dintre zecile de angajați asiatici de pe litoral. Patronul lor spune că vrea să-i păstreze definitiv, să le facă locuințe și chiar să-i ajute să-și găsească jumătatea în România. La ora asta am în jur de 100-150, nu mai știu cifra exactă, pentru că de timp o angajăm, de muncitori străini. Eu bănuiesc în următorii 5 ani forța de muncă la noi, cel puțin în turism, 80% va fi forța de muncă din străinătate. În România muncesc în acest moment peste 100.000 de asiatici, cei mai mulți din Bangladesh, Nepal, Pakistan și Sri Lanka.